Oameni buni, bine v-am regăsit la o nouă ediție din Secretele Brașovului. Astăzi o să începem cu un gând bun, ca așa se zice, sau cel puțin așa e campania despre care vom discuta, pentru că am pe cineva alături de mine cu care am mai discutat și acum ceva timp în urmă tot felul de lucruri interesante, aș spune eu, inovative. E, și ăsta este un lucru inovativ despre care aș vrea să discutăm, dar înainte de toate țin să-i urez așa cu un pic de avans Simonei Ciuraru la mulți ani, pentru că Mulțumesc. este ziua ei, nu zicem când, dar este ziua ei, o să zică ea dacă vrea. Oricum, sâmbătă Simona v-a pus un gând bun undeva în autobuz și o las pe ea să spună despre ce e vorba exact. Salutare, bună ziua. Mulțumesc tare mult pentru urare. Mâine este, pe 8 octombrie este ziua mea. Ocazie cu care, da, mi-am propus să pun gânduri bune în autobuz, în autobuzele din Brașov, și mai exact o să punem 1000 de gânduri bune pe care oamenii să le găsească de dimineață atunci când, nu, merg la serviciu, merg la plimbare, merg la cumpărături, să aibă această surpriză pe scaun. În ce constă partea asta? Acum mă duc un pic în urmă și dacă am senzația undeva de Crăciun, au fost tot niște gânduri bune puse undeva în brad, parcă? Sau erau În cumva... braț, A? da. Atunci, cumva, s-a născut oficial această mișcare, ți-am pus gând bun. Mocnea în mințile noastre și a mea și a Laurei Bergean, dar de Crăciun am văzut oportunitatea asta, pentru că au fost brazii în cartiere și am zis, hai să scriem gânduri bune și să le să împodobim brazii, astfel încât orice trecător să poată să își ia un gând bun acasă. Și atunci a fost prima ediție, practic, și lansarea ți-am pus gând bun. Cum concret așa? Că eu încerc să-mi imaginez, e un brad și ce faci? Te duci, treci pe lângă el și iei gândul bun din brad. Cum funcționează concret asta? Să începem de Uite, la brad. undeva în casa mea există un gând bun din ediția de Crăciun, dar în principal au fost, uite, o să te arăt cum arată cel de acum. E un card. Pe spate scriem un mesaj, acel gând bun, îl scriem de mână, deci toate cele 1000 și de acum și de data trecută au fost vreo 400, tot de mână au fost scrise. Și pentru brad am avut, de fapt, a fost super, super fain și în spiritul Crăciunului. Ana Maria Gălețeanu ne-a oferit niște ilustrații și ne-a mai oferit și niște ilustrații ale copiilor cu care ea lucrează, astfel încât cardurile erau super de sezon pentru Crăciun și colorate și frumoase desenele lor. Și pe spate noi am scris de mână, după care ne-am gândit că e frig afară, mai plouă, mai ninge, le-am plastifiat ca să țină și am mai avut vreo 400 și ceva de cârlige cu care le-am prins de în brăduți și oamenii au putut să și le ia acasă sau să le dea mai departe, au putut și ei să pună la rândul lor fără să fie parte din mișcarea noastră cumva de voluntari, doar au văzut ideea și au zis că o să lase și un gând bun mai departe. Asta era următoarea întrebare, că ai anticipat-o un pic. Bun, va veni să faceți chestia asta, ție și Laurei. Întrebarea mea e destul de simplă. De ce ați făcut-o? Răspunsul este destul de simplu. De ce nu? Glumesc, glumesc, dar... dar cred că a venit așa din ideea de a încuraja oamenii că o să fie bine, de a încuraja spiritul de Crăciun împreună, în jurul bradului și de a ne aminti într-un fel că întotdeauna există un gând bun și o să-l găsim sau o să-l găsim la cineva o vorbă bună sau un zâmbet și am mers mai departe doar ideea în care noi nu știm neapărat la cine ajung gândurile noastre bune și cu atât mai mult faptul că le scrii pentru un necunoscut și cel care, la care ajunge practic nu te cunoaște și cineva a luat acest timp, ți-a scris de mână un gând bun, ți-a pus acolo și drag și dragoste și bunătate și de toate. Cred că e o bucurie pentru omul la care ajunge în final gândul ăla bun și poate e naiv, dar cred că
îi bucură ziua, îi schimbă, îi furăm un zâmbet sau două. Eu te gândesc un pic acum, că vreau să merg mai departe, pentru că, uite, toată lumea vorbește la, mă rog, nu la televizor, și prin piață, dacă te duci oriunde, chiar vă vedeam zile trecute, inflație, recesiune, politică, război, o grămadă de lucruri. Despre asta se vorbește. Și voi veniți așa și puneți un gând bun. Păi nu e nevoie. Trebuie să fie o balanță și nu de alta, dar suntem și eu și Laura născute în luna octombrie, în septembrie și în octombrie, dar și ea e balanță. Da, cred că avem nevoie, pe lângă tot ce vine negativ și rău și opositor și ce se întâmplă, de fapt, acum, cred că e bine să ne aducem aminte, poate o dată pe zi, că avem totuși câte un lucru mic de care să ne bucurăm. Și dacă nu îl găsim într-o zi, poate acest gând bun e înlocuitorul oficial pentru ziua respectivă. E într-adevăr, dar depinde și cum, uneori cum alegem să privim lucrurile și mai uităm tocmai în tot ce se întâmplă în jurul nostru și tot ce auzim, mai uităm că mai există și un gând bun, mai există și un zâmbet, mai există și un om bun pe care poți să-l găsești. Așa că e doar un kind reminder din partea noastră. Eu tot te întreb așa să înțelegem, mie îmi place foarte mult inițiativa asta, mi se pare o chestie super faină, tocmai exact cum spuneai, pentru că de multe ori și eu și cred că oricine, cu toții ne-am săturat să auzim numai de probleme, de lucruri, să vine cineva și îți dă un gând bun. Ok, ce poate fi decât frumos în treaba asta. Dar acum ce vreau să te întreb e legat de, știu că de Crăciun, acum venim un pic la ce se întâmplă sâmbătă, 8 octombrie, da? Ați avut vreo 400 de carduri, ai spus, dacă am reținut bine, iar acum ai menționat la început, cred că faceți 1000. Fix o mie. Scrise de mână. Scrise de mână, da. Ok, și puteți? Păi putem, pentru că avem, ca și de Crăciun, avem noroc de voluntari care ne ajută să le scriem. Deci împreună suntem, avem 8 voluntari, 8 fete drăguțe, cărora le mulțumesc super mult. Eu și Laura Bercean scriem, mai avem câteva de scris, dar le terminăm până în momentul în care trebuie să le și așezăm pe scaune, dar da, se poate, e realizabil. Dar n-aveți acum așa, mai în glumă, mai în serios, n-aveți și medici cumva între voi, între fetele astea care să scrie? Sper. Nu. Sper doar să nu fie că la un moment dat obosești, inevitabil, și na, sper. Dar mai luăm pauză și sper să fie în continuare lizibil pentru toată lumea. Dar da, nu. Nu ne-am ferit de ei, dar da, nu prima regulă, cum mai e, să scrie și frumos. Doar că medicii e așa, printre circulă un zvon care scrie destul de ilizibil și atunci... Bun, data cu glumă, trecem pe sâmbătă. Cum se va desfășura concret? Adică ați făcut, bănuiesc, un parteneriat cu cei de la Regia Autonomă de Transport? Sau cum faceți? Că ok, le scrieți mai departe? Păi da, cumva de când ne-am gândit la toată acțiunea asta, ne-am dat seama că avem nevoie de sprijinul autorităților, așa că am contactat RATPV-ul și au fost super deschiși și le mulțumesc pe calea asta, chiar dispus să ne și ajute cu distribuirea lor, pentru că practic o să le așezăm de noaptea, din noaptea dinainte de 8, astfel încât acele autobuze, când ies pe traseu sâmbătă dimineața, să aibă fiecare pe, sau mă rog, nu fiecare, că cele 1000 n-ajung pentru toate autobuzele, dar să aibă pe scaun aceste gânduri bune și oamenii să le poată lua cu ei acasă. Bun, deci acum le spunem și oamenilor care se urcă, ei le pot lua și le pot și da mai departe, oare? Sau? Păi o bucurie nu e bucurie până nu o împarți, nu? Le pot lua cu ei, evident, dar le pot și da mai departe. Noi am lăsat un mesaj pe spate și am scris ia-mă cu tine, tocmai ca oamenii să știe că îl pot lua, dacă l-au găsit e al lor. Cumva să nu...
nefiind un mesaj, neavând spațiu oricum să scriem foarte mult despre ce se întâmplă, ne-am gândit că ar exista acest risc, oamenii să-l citească și să-l lase acolo și autobuzele când se întorc, cumva să se întoarcă cu tot cu ele. Așa că am lăsat acest mesaj. Dacă îl găsiți, luați-l, al dumneavoastră, mai departe îl puteți da mai departe sau îl puteți ține pentru voi. Sunt curios, bănuiesc că atunci când le-ați dat pe cele de Crăciun, ați încercat să vedeți un pic și ce fac oamenii. Adică eu așa aș face, nu știu, mă gândesc că și voi faceți la fel, mă gândesc că nu le-ați dat așa și v-a mai interesat de ele. Cred că v-ați uitat să vedeți cum reacționează oamenii sau ce se întâmplă ulterior când cineva ia un card de genul ăla. Bănuiesc că ați fost atât de curioasă. Păi, evident, tocmai din acest motiv avem acum lecția de să scriem că oamenii le pot lua, să nu le lase acolo, că sunt frumoase, te uiți la ele, zâmbești la mesaj și zici, hai că nu știu dacă pot să le iau. Dar de Crăciun am primit mesaje foarte faine de la oameni care le-au luat acasă, le-au pus pe frigider și au zis că o să le țin acolo pentru că în fiecare zi dimineața vor să-l citească și să se trezească cu zâmbetul pe buze. Cum spuneam, au fost și oameni care au văzut inițiativa și au scris la rândul lor gânduri bune și au venit și le-au pus în brad la fel pentru alți oameni pe care nu-i cunoșteau. Dar într-adevăr efectul a fost de bucurie și această mică bucurie gratuită, cumva ține și de puterea cuvintelor pe care, na, uneori la fel mai uităm de ea, dar și de faptul că cineva necunoscut ți-a lăsat acest mesaj. Și e doar un mesaj drăguț, cu bine, cu binețe și e pentru tine. E un sentiment pe care na, îl trăiești de Crăciun în general, că na, Crăciunul are magia întreagă, dar aici a fost despre mai mult și despre oamenii din jur, despre cum ne uităm la ei, despre cum ne împrietenim cu ei sau cum ne dăm seama că nu suntem singuri, că sunt alți oameni care se gândesc la alți oameni. Și ce mi se pare mie aia foarte frumos în toată treaba asta e că nu-și cere nimeni nimic. De fapt, aia e toată treaba. Adică pur și simplu iei, îl citești, e al tău, îl dai, dar nu-și cere nimeni nimic. Și chiar mă gândeam când spuneai că le-au luat, le-au citit și poate le-au pus înapoi. Lumea are tendința asta în ultima perioadă mai ales să înțeleagă, mă rog, nu știu dacă neapărat așa, că totul se plătește. Da, da, da. Așa când mai eram la braz și le puneam acolo și le ofeream și oamenilor care treceau, am primit întrebarea asta, da, mă costă, da, e gratuit, da, cum fac? Și e de înțeles că, na, cum spuneai și tu mai devreme, trăim în vremurile astea în care ne uităm mai atent la bani și la cum îi cheltuim. Așa că, na, e de înțeles. De data aceasta, oamenii chiar nu au de ce să-și facă griji. Vor fi la fel în continuare gratuite, doar să le ia cu ei și să se bucure de mesajele pe care cei 8 voluntari, eu și Laura, le-am scris special pentru ei. Îți dai seama câți oameni se vor gândi la tine de ziua ta și îți vor lua la mulți ani, așa, pentru că... Sper să nu sughiți foarte mult ca să... Glumesc, glumesc. Dar, da, a fost... legătura cu ziua mea a fost doar că de vreo 2-3 ani tot doream așa o activitate care să fie pentru alți oameni de ziua mea și acum, anul ăsta, cumva, s-au legat toate lucrurile... Laura a fost de acord, a zis hai că facem, cei de la RATPV la fel au răspuns pozitiv și de acolo s-au legat lucrurile foarte repede. Așa că da, nu o să fie tort, nu o să am prăjituri, dar o să am gânduri bune. Bun, și fac așa o deducție simplă, ați început cu 400 de Crăciun, acum aveți 1000 în octombrie, ce urmează? Păi urmează evident de Crăciun, sper să se păstreze tradiția brazilor în cartiere și încă nu avem un număr la care ne-am gândit, dar cu siguranță o să fie unul rotund și frumos. Deci continuați, asta era de fapt întrebarea mea. Da, cumva. Da, 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 da.
În continuare, cred că și dacă o să ajungem să nu mai avem toate problemele astea, inflație, război și alte lucruri, cred că în continuare un gând bun pe zi o să fie sănătos și, și bine meritat așa. O să avem nevoie în continuare de el, așa că o să le mai scriem. Acum mă gândeam așa, asta e glumă, dacă o să fie totul bine și dispare și inflația și creșterea economică și războiul și nu se mai ceartă nimeni sau așa, poate n-ar fi rău să puneți așa și un gând rău, ca să mai tempereze lumea, să-și aducă aminte, uite cum era pe vreme. Exact, exact, ca la memories. Da, da, nu, uite, apropo de asta, când ne-am gândit că, mă rog, aveam ideea de Crăciun să facem asta, dar n-aveam un nume. Cum să-i spunem? Facem asta, dar cum să-i spunem? Și ne-am gândit la, ți-am pus gând bun. Și am dat un search pe internet să vedem dacă folosește cineva numele ăsta, dacă e luat cumva. Și Google-ul ne-a autocorectat și ne-a spus că ai vrut să scrii, ți-am pus gând rău. Aici și voiam să ajung, dar uite că na, asta e gând la gând. De ce? Pentru că există expresia asta populară, ți-am a pune un gând rău sau ți-a pus gând rău. Asta o întâlnim, cred că din școala generală am și... O văd acum în cartea de gramatică că era trecut acolo. Dar asta cu ți-am pus un gând bun, n-am auzit-o nicăieri niciodată. Păi mai sunt cumva, cred că mai mult de... E o formă de alint, că uneori îi spui cuiva sau te gândești la niște lucruri, nu știu, pe care vrei să le folosești, că le-ai pus gând bun. Ceva o să se întâmple, ceva bine o să se întâmple cu ele, dar da, mai frecvent, că nu degeaba ne-a corectat și domnul Google, e să ne gândim, ți-am pus gând rău sau, mă rog, cineva a pus gând rău altcuiva. Da, eu mă bucur că am schimbat. Acum căutarea nu ne mai corectează și na, apar gândurile bune pe care le și acțiunile pe care le-am avut până acum, așa că na, se poate, uite, poate schimbăm, mai schimbăm și altceva la internetul ăsta. Măcar de s-ar schimba așa în pozitiv. Și acum întrebarea e legată de... Deci bănuiesc acum, dacă dăm căutare, ți-am pus gând bun, ce ne dă? O pagină de Facebook, un site, ceva, un hashtag, cum e? Ce apare? Deocamdată ceva? Da, deocamdată un site nu avem, dar după acțiunea de Crăciun, în februarie, așa, ne-am mai cătinel ca ardelencele, am zis că hai să facem asta chiar în fiecare zi și de atunci avem o pagină de Facebook și una de Instagram în care postăm în fiecare zi un gând bun. Așa că acolo, acum căutările sunt despre gândurile bune pe care le postăm din februarie, în fiecare zi. Deci există așa ceva, doar căutare, da. Facebook și Instagram. Da. Da? Okay. Ți-am pus gând bun, e numele nostru. Bun. Ok, cred că am dezvoltat suficient subiectul. Așteptăm să vedem ce zice lumea după data de sâmbătă. Unde călătoresc gândurile astea bune, cine le ia, cum se duc și cât de mult se va extinde treaba asta. Și bineînțeles, eu sunt foarte curios să văd ce se întâmplă de Crăciun, dacă se obișnuiește lumea, că s-ar putea să aveți vânători de aia de gânduri bune care s-au obișnuit cu asta, se duc și vin să le caute. Da. Uite, poate facem un treasure hunt pentru ele, o idee bună. Da, de ce nu? Până la urmă... Bun. În afară de asta, Simona, știu că mai e implicată și în alte proiecte și în alte lucruri, nu prea are mult timp așa, din câte cunosc eu, așa că spune-ne puțin ce mai pregătești, ce ai mai făcut în ultima perioadă și mai ales ce planuri mai ai pe zona asta de voluntariat și asta pe care știu că o practici. Păi în ultima perioadă, că zici bine, nu prea am mai avut timp de mai nimic. Dar am început un proiect alături de Fundația Comunitară Brașov, Fondul pentru un viitor mai bun în comunități. Anul acesta se desfășoară practic pentru Râșnov și dacă în vară am avut procesul de selecție al proiectelor care s-au înscris, acum am intrat așa mai pe toamnă și oamenii încep să implementeze proiectele și chiar vă încurajez pentru Râșnov. O să fie o grămadă de evenimente din mai multe domenii, cu oameni faini și curioși și pasionați. Și o să creăm așa un pic de
de bază în comunitate, că avem 6 proiecte super faine. Și na, sper ca la final oamenii să, de fapt, să continue să facă lucruri pentru comunitățile lor, nu doar în Râșnov, dar să fie un exemplu de bune practici. Și în rest, uite, nu știu, la partea de viitor încă vedem ce îmi spun astrele de ziua mea. N-am. Am păi, fost... Da, te rog. Nu, scuze. Ziceam doar că am fost super concentrată și prinsă pe programul de care spuneam și așa că nu prea am mai avut timp să mă mai gândesc deocamdată pentru viitor, dar sunt sigură că ceva interesant o să mi se arate. Păi eu mă gândesc că octombrie, noiembrie, decembrie trebuie să vă apucați să scrieți pentru decembrie. Eu așa mă gândesc, că deja din octombrie trebuie să vă apucați să scrieți, dacă aveți de gând să faceți în continuare. Avem exercițiu, e ok. Acum da. O să luăm o pauză, că am scris 1000 și după aia în noiembrie ne mai gândim. Dar da, vedem la ce număr minunat ajungem pentru decembrie. Bun, și mă întorc un pic la Râșnov și la cele 6 proiecte și la Fundația Comunitară. Ele o să aibă loc, se vor derula în toamna asta sau? Unele dintre ele chiar au început implementarea, practic de prin august, de când am semnat noi contractele de finanțare și perioada o să fie până în martie anul viitor. Deci sunt proiecte gândite pe 6-8 luni, cam așa. Uite, pot să-ți spun din cap, săptămâna viitoare, sâmbătă pe 15 la cinema, o să fie un spectacol, tot parte din programul acesta, cu Colțișor, Dragonul Educator. Colțișor este de fapt o păpușă ventriloc, care învață pe copii educație sanitară și educație ecologică și o să aibă și un spectacol la cinema. Foarte interesant. Eu le mai știu, le-am mai citit, dar nu le țin pe toate, recunosc. Proiectele Fundației Comunitare, inițiative foarte faine de altfel. Bun, lăsăm proiectele deoparte acum și ne apropiem de încheiere și atunci vreau să te întreb, tu care ești așa fan a Brașovului și cunoști orașul destul de bine din multe puncte de vedere, cum îl regăsești acum în ultima perioadă? Mi-ai fost așa în el sau mai puțin îl bați la pas, să zic așa? Recunosc că sunt un pic legată de birou și nu l-am mai explorat, dar știm sigur că acum e un super spectacol de culori cu toamna care ne bate așa la ușă, dar în rest nu știu, nu mai știu. Adică n-am mai ieșit așa de mult prin. Am fost mai mult la Râșnov. Dacă vrei să mă întrebi de Râșnov, poate pot să-ți spun mai multe. Râșnovul frumos, cu siguranță, da. Da, asta știu că am mai observat și cumva, na, vezi și tâmpa cam de pe oriunde, așa. Și, bine, pentru mine, pentru că 8 octombrie e o zi, na, pe care o știu, știu că asta urmează, culori, frunzele pe care au diferite forme. Adică, mă rog, am eu așa o chestie de a le aduna și de a le poza și de a mă minuna într-un fel, că e un moment în care te minunezi ce se întâmplă cu natura. Da, ce voiam să spun este faptul că toamna, în general, cu tot spectacolul ăsta despre care vorbești tu și pe care foarte multă lume îl aprobă și îi place, clar. Însă am auzit și destule voci, hai domnule, cum vă puteți bucura de toamna asta, că moare natura, de fapt totul se ofilește, cade, așa, și voi vă bucurați că e colorat și că e frumos și după aia o să rămâne copacii fără frunze și o să fie atât de trist și... Da, asta dar e... Asta e cu gândul bun, așa. Da, doar că e un proces și știi că o să vină, bine, acum nu mai vine așa zăpada, să zici că totul este în alb. Dar, da, sunt de acord cu oamenii care spun că o să arate sinistru, mă rog, n-au nici frunze, nu e nici zăpadă, sunt de acord, dar, pe de altă parte, știm că e un proces și știm că o să ne bucurăm din nou în primăvară când natura o să ne arate alt spectacol. Dar, da, ce ține de culorile de acum,
Trebuie să, n-are cum să nu-ți placă. E de bine, arată frumos acum încă. Da, și un gând pentru, nu știu, mă gândesc eu așa că ai vrea să dai un gând și pentru echipa și pentru colegii, colegele tale, cei care te ajută și care mă gândesc că ați definitivat proiectul ăsta ultim împreună. Păi evident că vreau să le mulțumesc pentru că ajutorul lor chiar este neprețuit. Și da, poțele, gândul bun pentru ele, să fie un ți-am pus gând bun, este să ne bucurăm mâine și că am terminat misiunea asta provocatoare și să ne bucurăm de toamnă, de spectacol, de ziua mea și doar să le mulțumesc extraordinar de mult că mă ajută în provocarea asta, în acțiune. Și pot doar să mai îmi doresc, uite, dacă tot e vorba de un gând bun, pot doar să-mi doresc ca cei mii de oameni de mâine care o să găsească gândurile bune în autobuz, chiar să aibă acel un moment de bucurie pe ziua respectivă. Bun, Simona, atunci încheiem așa, le mai dau eu un pont oamenilor, pentru că tu ai spus de cele 1000 de gânduri, le mai zic eu, mergeți primii curatul dimineață, curat Brașovul, urcați-vă primii, că dacă urcați, nu știu dacă mai găsiți, dar urcați-vă primii pentru că cine se scoală de dimineață, cum e, primește gânduri bune, așa e. Exact, da? Brașov. Da. Simona, mulțumesc mult pentru prezența la Secretele Brașovului. Mulți ani să fie așa cum ți dorești și să ne revedem cu drag și cu alte idei și proiecte pe care le faceți. Mulțumesc tare mult și la mulți ani și ție, cu întârziere de data asta, dar încă mai primești urări, nu? Sigur că da, sigur, tot anul. Sigur. La revedere! Mulțumesc tare mult! Oameni buni, atâta pentru prima parte la Secrete, o scurtă pauză și ne întoarcem.